Săptămâna trecută, Timișoara s-a aflat pe culmile gimnasticii de performanță. Gimnastele de la Clubul Sportiv Școlar numărul 1 au obținut 13 medalii la campionatul cluburilor sportive școlare, care a avut loc în perioada 3-6 aprilie la Buzău. Lotul Timișoarei a fost singurul din țară care a concurat la 3 categorii de vârstă și a obținut 13 medalii, 5 de aur, 2 de argint și 6 de bronz. La început este o joacă, se prind gustul și după aceea începe munca adevărată, care este destul de grea pentru asemenea rezultate. Aș vrea să ajung destul de departe, am fost componentă al Lotului Național de Juniare, dar am continuat pregătirea la clubul de la Timișoara. Eu vreau să ajung la Izvoran, la București, la lotul mare și... Da, Cătălina Pănor. Da, ca și ea. Antrenorii fetelor își pun speranțele în calitățile lor și sunt încrezători că prin multă muncă pot ajunge să reprezinte România în cadrul competițiilor internaționale. Mai ales că de la Clubul Sportiv Școlar numărul 1 din Timișoara au pornit pe culmile gloriei gimnaste precum Diana Bulimar și Andreea Ulmeanu. Succesul sportivelor bănățene confirmă faptul că la Timișoara se face gimnastică de performanță, cu atât mai mult cu cât în urmă cu o săptămână Diana Bulimar, acum componentă a lotului național, a obținut locul întâi la etapa de Cupă Mondială.